Ok, salutarele mele sunt Ioana și acesta este un nou episod din X-Ray. Astăzi suntem în conferință cu nenea Andrei. Andrei? Da. Da. Vezi că te auzi mult mai încet, cred că te-ai îndepărtat. Da. Ce vă zic, sunt singurică pe server. Am făcut două deduri. Avem aici căsuța noastră. Avem o intrare așa mai pe subteran, mai pe munte, în mijlocul muntelui. Și mai avem o intrare, rog, una pe acolo și una pe aici. Aici ne ducem la fermă. Mi-a înghețat apa de aici și, da. Ok. Păi, știu că n-am făcut multe off-camera. Nu am absolut nicio explicație de ce nu prea am putut să filmez în acest caz. Sper să nu mă aud foarte, foarte, foarte încet. E o speranță. Nu știu ce aș putea, mă gândeam în episodul ăsta. Deci să ne luăm un pat cu noi, să mergem până la spawn. Să furăm niște, mă rog, să furăm, vorba bine. Să luăm niște cartofiori. Ca să avem și noi ce planta. Mă rog, hai să iau și morcovii ăștia la mine. Tu, Andrei, ce mai faci? Copii, este malamande. Da. Ești un exemplu. Da. Să nu vă luați după Andrei, da? Și că... Na, e grea. Ah, ok, ok, ok. Știu că am venit din sud, practic ne vom duce acum în nord. Avem asta respresion. Am găsit-o și eu la spawn și am luat-o. Știu, am fost inactivă aproximativ o săptămână. Și, mă rog, chiar o săptămână cred că am fost. Și a fost urât din partea mea, nici măcar un video de ce sunt inactivă n-am pus. Sper să nu se mai întâmple de acum încolo, pentru că oricum vine vacanța de vară și trebuie să postez, trebuie să mă țin calea mea. E o vacă. Cred că sunt cu cele mai puține deduri de pe server, nu știu sigur. Dar s-ar putea să fiu cu cel mai puține, pentru că Prareș a intrat cu o zi după mine, are vreo 10 deduri, ultima oară când am vorbit cu el. Și, na, mă mândresc. Căsuța n-aș vrea să o lăsăm așa, că, na, se vede ciudat, e ceva, o platformă în... Stai puțin să nu mă duc greșit. Au. Nord, așa. Da. Snapshot. Puține FPS-uri. Dai. What? Păi oprește partajarea ca să... Dai, oprește partajarea ca să se vadă mai bine. Ah, da, că îmi partajare la tine. Oricum mi s-a blocat Minecraft-ul, deci nu-i problemă. Pe filmare o să se vadă normal, dar nu știu, e ceva, o chestie care la mine se vede ca și cum s-a blocat imaginea, iar la voi se vede pur și simplu normal. Ne apropiem de frumosul număr de 400 de subscriberi. La cei 400 de subscriberi voi face și eu un live. Mă țin că fac live de la 100 de subscriber, dar asta e partea a doua. Da. Au. Până acum nu s-a auzit. Da. Skype-ul blocat e altceva. Aoleu.
Ok, păi revenim. Ok, și am revenit după problema noastră cu Minecraft-ul. Și tu râzi, rânjești fasolea. Din nou. Cum e că din nou? E, las. Nu e noutate la, pentru nu tine. Îmi place că am un ocean întreg de traversat. Măcar te-ai dus tu cu barca sau te-ai dus așa? Live cu barca, ce ai? Cât de nebună mă crezi să nu iau barcă. Mă rog, tu mă consideri, știu eu, te știu eu pe tine. Nu intrăm în amănunte. Nu te sparge, nu te sparge, nu te sparge, nu te sparge. Telefonul! Da, ok, eu să mă uit. A, vezi că așa o să se audă și pe filmare. Da. Buzitul ăla, da. Aaa, cel nu, mai probabil. Nu, de ce? Mă rog, nu mereu se aude, dar nu. Nu vreau să se audă. Nu știu, îl dau mai într-o parte să nu se mai, să nu mai fie telefonul. Că practic telefonul e cu microfonul, nu? Cum adică? Stai că nu înțeleg. Adică se aude din cauza asta că e aproape de microfon. Intră în frecvența cu laptop. Nu prea are treabă cu microfon. Ok. Hai că poate mai găsim și mâncărică pe aici. Am terminat și bucata asta. Dar vă, încă vă mai teme? Nu, dar trebuie să facem nu știu câte probleme și na. Le facem. Împreună. Nu știu dacă o să se audă vreun zgomot ceva de fundal, dar chiar nu ce să fac. E, ai. Nu, că nu s-aude mult, câteva secunde. Nu știu, mă mai gândesc dacă o să vă mai pun de acum încolo muzică pe fundal, deoarece eu mă aud mult prea încet pentru muzică. Nu știu la ce coordonate e spawn, fii atent. Dacă s-aud mașina de afară, să-mi zici. E, dar nu-i problemă. Ce ai... Ai cam altă dilemă acum. Nu știu dacă le mai copia pe astea odată. Clară treaba. E, și dacă hai le copie și... A, gata, am găsit și... Să mai fac o dată. Trebuie să vă arăt și ce am un Ender Chest. Deoarece Ender Chest-ul meu nu e foarte gol. Și de ce n-a făcut și Alex o portiță la spawn, așa? Ok, deci Ender chest, unde e Ender chest-ul? Ender chest. Avem așa, un alt Ender chest. Ender chest, 50 cărbune, fripturică, 7 blocuri de cărbune, 8 de lapis, 3 diamante, 4 de iron, 61 de potato, pe ăștia am prins eu. Și asta e de la... Da, l-am văzut pe aici pe la spawn și mi-a plăcut. Poate îmi fac și eu un arc mai bun. Voi lua ăsta cu mine să-l mi-l pun și eu acasă. Și așa. Că na, o să am nevoie. Mai ar fi ceva să-mi iau de pe aici? Tro-lo-lo-lo-lo-lo. Nu, nu începe cu tro-lo-lo. Da, ce are? Bă, auziți și pe el, nu mă lasă să zic tro-lo-lo-lo-lo. Ce are cu mine? Ce? Nimic. Te cred. E bine.
Vreau să, nu știu cu ce o să fac live-ul, asta e chestia, dacă de 400 de subscriberi în primul rând, ca să îmi puteți pune voi câte întrebări vreți. Că până acum nu prea am spus mai nimic despre mine. Nu se știe nici câți am, câți am, câți da. Ani? Câți ani am, nu se știe nici de unde sunt, nici nimic despre mine. Vă dați seama că nu o să vă zic acum cine pe chestii triste. Dar așa, chiar mi s-a blocat Minecraft-ul? Nu pot să cred. O să mor. Te ajut eu. Adică? Nimic. Asta o tem că n-am terminat-o și nici că o termin. De ce? Păi ce, mai știu eu enunțul, probleme, este că ai tu de anul trecut. Nu-ți mai merge ăla? Ok, și revenim din nou. Ok, și am revenit din nou. Deci deja am mari probleme cu Minecraft-ul. Cred că o să reinstalez urgent. Că doar, na, hai să luăm noi semințele astea, că oricum nimeni nu o să le ia de pe aici. Nimănui nu-i trebuiesc. Ops. Tu iar râzi. N-am râs eu. Dar cine? Trece autobuzul pe stradă. A, și autobuzul pare, cum îi zice, râde. Râde șoferul. Da, ia-ți la el, măi. Eu, mereu de vină, eu. Da. Stai, am zis, în sud m-am dus, da? Din sud vin, sper. Mai transcriu 10 pagini și ajunge. Vai de capul meu. Eu cad în găuri. În grop, pardon. Dai în gropi? Cad. Aha. Cad în găuri. Gropi, de fapt. Mamă, câta problemă eu am găsit. E perfect de scris asta. N-ai ce face? Păi caut alea mari. De ce? Păi ca să ocupe mult. Deci, după cum se poate observa, am niște mici mai mari probleme cu Minecraft-ul. O să încerc să dezinstalez Minecraft-ul, să reinstalez. Că doar n-am. Nu o să pot să rezist cu... Mă rog, am 25 de frame-uri. Yay. Andrei din nou a muțit. Ok, n-a muțit. Nu. Andrei a dat de o problemă grea. Și nu poate să o transcrie. Mai are să o facă. Au, fii rar. Ai succițat? Nu. Ce? S-au zis până... Da, te fac lasă. Dar știi că nu o să ghiți, nu strănut, nu nimic. Oba. Când sunt cu tine în conferință. În conversație, cum vorbesc cu tine. Că mă simt prost. S-au zis ca un guițat. Te bat. Cred că era de afară. Da, sunt sigură. Ok, păi mergem acasă, acasică, acasă, acasă, acasă. Așa, și voi încheia și acest episod pentru că am oprit de mult prea multe ori și na. Idei pentru live aș vrea și eu, dacă se poate. A fost o dubiță. Da. Dacă vă place să stau cu Andrei sau nu în conferințe când filmez. Dacă nu mai vezi, vreți pe Andrei cu noi.
Și dacă ne mai vrea și Andrei. Ce vrei să zic? Că tu nu mai vrei... Nu mai... Nu... Nu ne mai vrei? Lasă-mă că... Să vezi cum arată asta când am încercat cu facecam. Oh, atunci... A, aproape m-a ajuns și acasă. Mamă, câte sepi de-astea sunt. Sau cum s-or numi ele. Câte ce? Sepi. A. A, stai că am trecut. Fira, am trecut de căsuță. Nu jugeam eu presimțirea că am greșit aici când am scris rezultatul ăsta. De ce să fii greșit când ai scris un rezultat? Hai, mișcă-te, mișcă-te, 13.456 plus 8.448. A. Nu cred că e ok cât mi-a dat. Bar, nu. Dacă e ok sau... Au, nu? Au, nu? Ei, aparent mi-a dat bine. Aparent. Mi-a dat 3 până la urmă, deci e ok. Am scris 1, 2, 4. Aoleu, s-aud din fața blocului, oameni strigând. Am auzit. Suntem în București, nu la țară, să strigi la... Mă rog, nu numai la țară să strigi la poartă, dar totuși. Și acum Andrei în gândul lui, eu strig la poartă și nu trăiesc la țară. Eu nu strig la poartă. Dar trăiești la țară. Nu. Sigur? Da. Sigur. Da. Bine. Bun. Mai avem probleme pe aici. A, iar mi s-a blocat. Ok, păi cam asta a fost și pentru astăzi. Eu am fost Ioana în conferință cu Andrei Ir. Andrei da. R. 52. Păi, pa, pa!